Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii despre oameni by Exprim. Traversăm cu toții o perioadă tumultoasă în care a trebuit să ne reorganizăm cu toții viețile, însă iată că reușim să ne vedem în formatul care ne-a consacrat cu bine sănătoși. Astăzi am onoarea de a avea alături de mine o personalitate marcantă în industria asigurărilor, o persoană care are o vastă experiență în domeniul financiar bancar, în cel IT, iar în urmă cu câțiva ani a fost și lector universitar la Universitatea Financiar-Bancară din București, dar și la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, iar în prezent este și vicepreședinte al Comitetului InsurTech Task Force al EIOPA. Așadar, invitatul meu de astăzi este domnul Călin Rangu, care este președintele Institutului de Studii Financiare, dar și director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Bună ziua, domnule director, mă bucur că ne revedem în acest format de astăzi. Bună ziua, vă mulțumesc mult, plăcerea mea. Au trecut aproape 3 luni, poate chiar mai bine de 3 luni de când am trecut prin izolarea socială, se paște sau se zice despre oarecare criză economică. Vreau să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră aceste luni de izolare. A fost o perioadă mai specială, într-adevăr, deci cu niște griji suplimentare pentru a fi bine tuturor celor din jur. Pe altă parte, activitatea a decurs normal, cel puțin din punct de vedere profesional. Am fost cam tot timpul la servici și cu familia a fost ocazie mai bună să ne cunoaștem și nu ne-am plictisit reciproc, ceea ce e foarte important. Deci am trecut cu bine de această perioadă. Mă bucur foarte mult. Știu că dumneavoastră sunteți o persoană activă și vă place să fiți așa în centrul lucrurilor, ca să zic. Vreau să vă întreb acum despre avansul tehnologic care a luat avânt în această perioadă. Știu că dumneavoastră, după cum am zis și adineori, aveți o vastă experiență în acest sector și vreau să vă întreb față de acum foarte mult timp, cum au evoluat lucrurile, cum s-au schimbat lucrurile? Major, deci e o diferență fenomenală între ce a fost când am terminat facultatea, de exemplu, aveam în laborator un singur calculator și șeful de laborator nu ne lăsa să-l folosim pentru că-l uzăm. Și erau niște dischete mari de tot, care aveau o capacitate de vreo 20-30 de kilo-octeți. Acum, când vorbim de tera, nu ne dăm seama de diferența care s-a realizat în 30 de ani. Deci pasul tehnologic a fost mult mai rapid decât orice evoluție. De asta vorbim acum de revoluția 4.0. Practic s-a trecut rapid și de revoluția 2.0 și 3.0. Am ajuns la 4.0 în prezent. Ați avut întotdeauna înclinația aceasta înspre digitalizare și înspre tehnologie, înspre sectorul IT? Adică, nu știu, de mic v-a plăcut să mergeți pe zona asta sau pur și simplu v-ați dus cu trecerea timpului în această zonă? Perioada când eram eu mic nu prea era digitalizare. Deci atunci singurele lucruri tehnologice puteau fi considerate cele de radioemisie și sateliții, pentru că nu existau calculatoare. Iar dar nu știu, chiar poate și vă plăcea să desface jucării, să le... Ca oricărui băiat, bineînțeles, dar înclinația a fost mai mult către matematică și fizică și din acest motiv am urmat după aia ca prima facultate, Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Ați avut un model în familie pe care l-ați urmat? Da, mama mea a fost inginer electronist și tata a fost inginer, dar el era în domeniul ergonomiei și mama, dedicându-se familiei și nemai profesând după ce m-a născut pe mine, având grijă de mine, am urmat meseria mamei de electronist în prima fază. Așa, pentru o perioadă de vreo 2-3 ani doar. După aia am intrat în sectorul financiar-bancar. Cred că ar trebui să luăm puțin de la început să vedem care a fost parcursul dumneavoastră, mai întâi din școală, să zicem. Școala a fost o perioadă de muncă, pentru că când am fost mai mic am avut foarte multe probleme de sănătate și a trebuit să le substitui cu muncă. Mă rog, lucru care m-a urmărit și după aia, dar n-am scăpat niciodată de muncă, dar școala a fost o etapă importantă de pregătire pentru viață. Deci întotdeauna am încercat să fiu printre primii și atunci te obișnuiești cu munca, cu munca de calitate. Așadar, ați fost ambițios încă de la început și în școală. A trebuit să compensez anumite probleme și m-am dedicat mai mult studiului. Cum a fost, cum au fost etapele, de exemplu, când a trebuit să luați anumite decizii?
nu știu, în facultate, în liceu, de exemplu, la trecerea mai departe, și adică dumneavoastră aveați deja cumva drumul stabilit, pentru că ați zis că v-ați dus cumva pe zona, pe direcția profesională a mamei, și atunci mă gândesc că și alegerea liceului a fost una mai ușoară, dar cum a fost când v-ați gândit că trebuie să, wow, oare la ce liceu să mă duc, oare cum să fac? În acea perioadă erau liceele de matematică fizică la modă și ingineria în general. Medicina și ingineria erau cele două domenii în perioada comunistă care erau apreciate. După Revoluție a apărut și partea economică. În comunism, neavând economie de piață, era și cam greu să excelezi ca economist. Și din perspectiva asta, liceul de matematică fizică a fost alegerea firească pentru cineva căruia îi plăcea matematica și putea să-l și facă, să ia și examenele, să-l și treacă. Și după aia a urmat Facultatea de Electronică și Telecomunicații, prima facultate care am urmat-o imediat după liceu. Le-ați făcut la București? Sau? Da, la București. La București. În Titan. Este și cartierul copilăriei dumneavoastră? Sau? Da. Deci o mare parte din viața l-am petrecut în Titan. Am înțeles. Spuneți-ne cum a fost în facultate, ce fel de student erați, ce vise aveați, ce vă propuneați atunci în perioada aceea? Deci facultatea a împrins-o exact în perioada Revoluției, deci au fost 2-3 ani în perioada regimului comunist când aveai cu totul alte vise, pentru că teoretic te pregăteai să fii trimis la muncă undeva, nu prea puteai să alegi și erai alocat automat unei fabrici. Și după Revoluție, la care... Și acolo sunt niște amintiri interesante. Probabil că nu știți, dar Facultatea de Electronică și Telecomunicații acum este în sediul Academiei Ștefan Gheorghiu, Academia de Partid a perioadei comuniste. Iar noi, cei de la electronică, eram în Poliz, într-un sediu foarte vechi, și la Revoluție am plecat toți și am ocupat Academia Ștefan Gheorghiu. Eu personal am păzit vreo 2 zile și 2 nopți de teroriști o stație de metrou, dar a fost doar o experiență inedită. Și după aia, jumătate din facultate a fost în perioada timpurilor noi, în care lucrurile și perspectivele s-au schimbat radical. Adică nu, practic, nu mai corespundea ce a fost în primii ani de facultate cu ce a fost în a doua... Ca abordare, ca planuri, ca intenții, bineînțeles, da. Dar vi s-a schimbat perspectiva 180 de grade în ceea ce privește cariera pe care ați urmat-o? Adică, sau pur și simplu percepțiile de viață, de... Nu au fost schimbări radicale, mai ales că nu prea poți să prezici ce se întâmplă. Și nimeni n-a avut o experiență să spună, da, uite, ar trebui să faci treaba asta, că în 5 ani următoarele tendințe se vor concretiza. Din acest motiv, te l-a și luat de val, nu neapărat... Cam așa, da, nu poți să zici. Deci important e să-ți dai seama ce în jurul tău și să-ți faci planuri pe termen mediu și să-ți atingi indicatorii care dorești în acea perioadă scurtă. Cine spune că a gândit că peste 10 ani va fi într-un fel sau altul, probabil sunt rare aceste persoane care și ajung unde au planificat acum 10 ani. Așa este, într-adevăr, parcursul profesional se schimbă odată cu premiile. Apar atâtea lucruri în jur, totul e schimbare. Deci, mai ales în perioada actuală, vedem că totul se schimbă cu o rapiditate foarte mare, dar și în trecut era la fel. Și după această perioadă, după ce ați terminat facultatea, spuneți-ne din ce ați câștigat primii bani, care a fost prima sursă de venit a dumneavoastră? Prima sursă de venit a fost generată de un eveniment nefericit. Tata a murit în ultimul an de facultate, mama era casnică, n-am avut niciun venit. Ați fost cumva și atunci dimineața m-am angajat la un birou de presă la Partidul Republican al lui Mânzatu, eu profesor Ion Mânzatu, cu apa vie. A fost și acolo experiență inedită, pentru că dânsul avea niște personaje în jurul dânsului inedite, bioenergeticieni, celebru Cosac, care avea de tratamente speciale, naturiste. Și deci dimineața lucram la birou de presă al acestui partid și seara înregistram casete video. Și deci aceștia au fost primii bani obținuți. Așadar, acolo, la birou de presă, ați luat contact cu niște oameni pe care poate în alte ipostaze nu le-ați fi întâlnit. Da, bineînțeles, au fost niște experiențe cu totul inedite și întâlnirile acestea mai aparte au fost rare. Care au fost persoanele care credeți că v-au influențat viața cel mai profund? Așa?
În afară de părinți, care normal au fost cei care m-au ajutat în carieră, oameni care mi-au dat încredere în momente importante și trecerea la Banca Națională, am avut oameni care mi-au dat încredere. După aia în cadrul Raiffeisen, în cadrul băncii și de fapt oriunde am ajuns, am avut oameni care au avut încredere în mine, mi-au trasat niște sarcini, niște proiecte și cred că și eu le-am îndeplinit, au reușit să aibă încredere în mine în continuare sau cei cu care am cunoscut noi să pornească de la un punct pozitiv. Ca să mă întorc acum puțin la primele joburi, ca să le zic așa, după ce, ok, bănuiesc că au funcționat o oarecare perioadă, nu știu, poate până la terminarea facultății sau poate după puțin, nu știu, nu pot să-mi dau seama cât de mult ați stat acolo. Primul job efectiv a fost la terminarea facultății, m-am angajat ca cercetător științific, mă rog, am obținut concursul, că inițial te angajezi inginer, după aia ca cercetător științific la un institut de studii și cercetări în telecomunicații, unde făceam o programare în cod mașină pentru sisteme de telecomunicații. Acolo n-am stat decât 2 ani de zile, după aia m-am dus 6 luni în Danemarca pentru a-mi începe doctoratul și acolo am avut niște proiecte pe rețele neurale aplicate în prelucrarea seriilor și după aia, când am intrat în sistemul financiar bancar, am continuat doctoratul în prelucrarea seriilor financiare, luând de pe piața londoneză serii de date de pe bursă și făcând niște prognoze pentru viitor, utilizând inteligența artificială, cum se numește acum. Toată lumea vorbește acum de inteligența artificială ca ceva deosebit, dar algoritmii sunt vechi, acum numai capacitatea de procesare a crescut doar foarte mult. Puțin, da? Altfel și poate s-a mai avansat puțin, în sensul că poate fac mai mult ține. Exact. După aceea am trecut în 94, am intrat în Banca Națională, unde iarăși am avut o ocazie rară. Am preluat sectorul de comunicații, telecomunicații, nu exista nimic în momentul ăla. Cu sucursalele Băncii Naționale se comunica prin dial-up, erau niște modemuri și sunai la telefon, dacă primeai linia puteai comunica, dacă nu, nu. Și acolo a fost un proiect major, deci practic tot sistemul de telecomunicații care a funcționat vreo 20 de ani l-am pus bazele. Eram singurul specialist în telecomunicații în direcția respectivă. Au fost niște schimbări în management, erau niște proiecte care nu se finalizau în Banca Națională și domnul guvernator mi-a dat încrederea și m-a pus director. Am fost probabil cel mai tânăr director din istoria BNR la 28 de ani. Și am avut un proiect important de trecerea la nou plan de conturi a sistemului bancar. Toate băncile trecuseră, numai Banca Națională nu reușise și ăsta a fost un proiect care e primul proiect de succes. Și după aia trecerea la anul 2000, dacă vă aduceți aminte, cei care au o vârstă, calculatoarele nu erau pregătite să aibă formatul datei cu 4 cifre și când ajungeau la 00, nimeni nu știa ce se va întâmpla cu programele informatice și tot așa am coordonat un proiect la nivel național în acest sens. Și în aceeași perioadă era în construcție actualul Transfond la direcția de decontări bancare și am plecat de la direcția de IT unde lucram cu 15 oameni să creez direcția de IT a viitorului Transfond în direcția de decontări bancare și acolo am creat alături de echipa respectivă a doamnei Mariana Diaconescu și cei care lucrau în acel moment sistemul de decontare netă și brută care e folosit și în prezent în cadrul Transfondului. Normal, s-au mai schimbat multe de atunci. În același timp, conducerea șefii mei care au fost șefii directorii generali, care au fost șefii direcției IT, au devenit președinte și vicepreședinte la Banca Agricolă, nominalizează BNR și atunci am fost detașat și eu de la BNR la Banca Agricolă pentru privatizarea băncii. Avea un sistem informatic care nu funcționa, nu reușeau să-l implementeze și am fost detașat pentru a putea privatiza. Banca s-a privatizat și după aia am rămas în Raiffeisen și am continuat. A venit un președinte, Van Groningen, care avea aptitudini tehnologice și practic această bancă a devenit ce este acum datorită viziunii conducătorului. Da. Și practic acolo am avut proiecte de mare anvergură în bancă. Deci, și, de exemplu, tot sistemul de plăți al grupului Raiffeisen în România, în data center-ul creat în acea perioadă. Știți că la un moment dat era în vogă creditul cu buletinul, deci Raiffeisen a avut un avantaj competitiv de cel puțin jumătate de an putând lansa un astfel de produs, canale de distribuție alternative integrate. Deci a fost o perioadă de dezvoltare deosebit masivă în acel moment în care
Atunci am învățat și produsele financiar-bancare, pentru că în IT, ca să poți să le implementezi, trebuie să le și înțelegi. Trebuie să le și înțelegi. Și am avut o echipă mare, foarte bună, erau vreo 250 de oameni și am ajuns până în 2008, când Raiffeisen Informatica Austria a cumpărat o companie în România, vrând să devină un centru de IT regional. Și atunci am devenit vicepreședinte la Raiffeisen Informatica Austria și director general al acestei companii în România. Și acolo iarăși am avut câteva proiecte de anvergură, un proiect de vreo $1 million în Ucraina, la banca Raiffeisen din Ucraina, în care am implementat și implementat senior Raiffeisen, am implementat acolo. Acolo am stat vreo 2 ani până când s-a schimbat modelul de business al austriecilor, trecând în zona de formării profesionale la Institutul Bancar Român, unde am avut niște proiecte strategice pe fonduri europene, implementare de standarde ocupaționale și acolo practic am avut acest contact cu ce este, de exemplu, ISF în momentul ăsta, Institutul de Studii Financiare, în care vorbim tot de formare profesională, standarde ocupaționale și tot cadrul formării profesionale specializate. Deci acum 3 ani de zile m-am ocupat de aceste subiecte la Institutul Bancar Român, urmând ca din 2013 și am șansa să mă asociez noi echipe care s-a constituit cu înființarea ASF-ului, trecând prin mai multe funcții. Inițial la direcția de subdirector, ajung la direcția de supraveghere integrată cu colegul meu Valentin Ionescu, care era director plin, și crearea direcției de protecție a consumatorilor prin comasarea 3 direcții din cele 3 sectoare și care se ocupau de petiții și adăugarea unor componente noi, deci educația financiară a pornit în 2015 de la zero și a atins în momentul ăsta niște dimensiuni destul de ample. Partea de monitorizare a sistemelor, concepte noi implementate, Mystery Shopping, care se făcea în zona de monitorizare, zona de relații cu publicul, call center modernizat și proiectele de acolo, că făceați, vorbeați de pandemie acum, deci sistemul informatic implementat în acel moment, nemai fiind eu în zona de IT, bineînțeles, dar având specificațiile și putând dialoga mai bine cu cei de la IT. Înțelegând, practic, mecanismele din spate. De sistemul acela implementat în 2016, în care totul este automatizat, lucrăm cu semnătură digitală, a permis acum în zona pandemiei toți colegii să stea acasă, de exemplu, utilizând sistemul informatic, semnarea electronică a documentelor, la call center, poți să răspunzi la call center de acasă, nu trebuie să fii neapărat în biroul de la servici. Deci acum și-a arătat, practic, valoarea zona aceasta implementată prin 2016. Într-adevăr, multe companii poate aveau deja implementate sistemele și cu lucrul la distanță și cu anumite plăți online sau de la distanță, dar probabil sau poate că le-a fost cumva teamă, ca să zic așa, să le folosească, iar acum cu toată această perioadă s-au lăsat duși de bani și au văzut că într-adevăr funcționează. Exact, da. E un gap foarte mare comunicațional între IT și zona de business. IT-ul merge uneori mai repede, vine cu produse noi, dar dacă nu ai nivelul de maturitate necesar de ambele părți, degeaba vii cu soluții care pot să fie bune și frumoase, dar dacă oamenii nu le simt valoarea, rămân în dulap și se întâmplă de multe ori. Eu am mai înființat acum, în 2005 de fapt, acum mulți ani, împreună cu niște colegi, o asociație, asociația CIO Council, în care tocmai asta promovăm. CIO este Chief Information Officer, deci este partea într-un fel de management IT aferent business-ului. Deci o diferență mare între un manager IT care bagă prize în calculatoare, un director IT care se ocupă doar de zona operațională să ai o eficiență și un CIO care trebuie să înțeleagă business-ul și să poată să-l aplice și să asigure schimbul acesta de specificații între ce vor cei de la business, ce înțeleg cei de la IT și după aia să întoarcă ceva care să fie folositor în zona de business. Ceva, sunt așa niște rotițe care trebuie să funcționeze exact la nivelul tuturor departamentelor. Dumneavoastră aveți o experiență destul de mare, ca să zic așa, și pe zona asta internațională. Spuneți-ne cum este să te duci în afara țării. Nu știu cum ați zis că ați făcut și doctoratul în afara Danemarca. Țării. Cum este să te întorci acasă și să vezi lipsurile și să vezi
poate neajunsurile care sunt la noi în țară. Probabil, nu știu, ce s-a întâmplat în interiorul dumneavoastră, ați vrut să veniți, să puneți mai multe... Da, te ambiționează, da, deci asta e clar. Da. Haios, în Danemarca, de exemplu, era o cheie pentru tot institutul. Deci eram în Lyngby, lângă Copenhaga, era un institut tehnic și avea o singură cheie. Deci pentru toată clădirea, pentru orice cameră. Deci când m-am dus în weekend și am cerut să mă duc la Xerox ca să fac niște copii, am întrebat-o, dați-mi și mie cheia. Păi nu, e cheia care o ai să te duci unde te duci tu în fiecare zi, acolo te duci, acolo intri cu aceeași cheie, deci nu aveau nevoie. Bicicletele, acolo e un spor național să se meargă numai cu bicicleta. Da. Exact, da. Bicicletele nu se legau cu lanț și erau sute de biciclete peste tot. Deci, într-adevăr, o altă, alt nivel de maturitate, alt nivel de cultură până la urmă, la care trebuie să ajungem și noi încet, încet. Și care va ambiționa să faceți lucrurile cât mai bine și la noi în țară, în măsura în care să încerc, să construiești, pentru că dacă nu punem toți umărul să construim și să împingem lucrurile înainte, nu o să se întâmple nimic, nu vin alții. Alții vin doar să ia partea bună și să plece cu ea. Și să nu mai rămână nimic aici dacă nu suntem noi cei care încercăm să construim ceva. Pentru viitor. Spuneți-ne acum, e o întrebare mai personală așa puțin. Vreau să vă întreb cât din ce sunteți acum reprezintă greșelile dumneavoastră. Da, în general, din greșeli se învață. Și în management nu trebuie să spui ca angajatul respectiv să nu greșească, ci ca din greșeală să învețe și să nu se mai repete și să se îmbunătățească. Deci... este foarte clar. Dacă nu greșești, nu poți să înveți și greșelile și aici au mai multe niveluri. Și greșelile, compromisurile te învață uneori unde trebuie să te oprești și unde nu mai poți să faci compromisuri. Dacă ar fi să o luați de la capăt cu cariera profesională, ați alege alt drum sau v-ați duce tot în zona aceasta? Deci eu consider destul de mult că fiecare are un drum al lui și nu prea poți să-l alegi tu. Deci trebuie să prinzi trenul, fereastra de oportunitate respectivă. În niciun caz nu am fost eu nici cel mai bun, nici cel mai deștept, numai că am avut și noroc, probabil, au venit și momentele, am prins momentele oportune. Deci nu depinde de noi. Că tot ziceați, credeți în noroc? Aveți vreo filozofie despre noroc? Da, fără noroc nu poți să faci nimic, asta este clar. Deci trebuie să ai o doză de noroc, dar n-ajunge. Deci numai noroc pur și simplu, fără să pui ceva alături, nu te duce nicăieri. Din potrivă, poți să riști mult mai mult. Dar fără noroc nu se întâmplă nimic. Mai trebuie și puțină muncă, puțin efort, ambiție. Munca, ambiție, prieteni cu care să te bazezi, cu care să construiești împreună, oameni, echipă cu care să construiești, șefi care să te sprijine și să te înțeleagă. Care sunt cele mai mari șanse pe care credeți că le-ați primit în viață? Am întâlnit oameni care m-au susținut în momentele importante și cruciale. Deci partea socială e foarte importantă. Deci dacă nu ai oameni cu care să discuți, să te înțeleagă și nu trebuie să ai foarte mulți, trebuie să ai câțiva oameni care să știe că când au nevoie de tine poți să apeleze. Nu trebuie să te duci tu neapărat la ei. Așa, cei care apreciază te cheamă ei în momentul în care este cazul, când au o problemă și atunci trebuie să beneficiezi de așa șansă și să mergi mai departe. Așadar, șansele putem să spunem că au venit de la persoanele pe care le-ați întâlnit în fiecare etapă pe care ați parcurs-o din punct de vedere profesional. Da, exact, da. Ce considerați că este extraordinar în viața dumneavoastră? Nu știu, poate cel mai mare realizări, că tot revin la realizări, dar să nu fie de data așa, pe planul. Cea mai mare realizare e că sunt sănătos. Având în vedere cum... cum am început în clasa 1-a, pedagogul nu știa dacă să mă înscrie la școală ajutătoare sau normală, pentru că am avut niște accidente la naștere, paralizii, multe probleme și am scăpat. Deci cel mai important este că... Deci cea mai mare realizare e că sunt sănătos, că am o familie frumoasă și prieteni, nu mulți, dar buni și în care pot am încredere. Că tot am vorbit despre ce vă place să faceți din punct de vedere profesional și ne-ați făcut așa o trecere în revistă a activității dumneavoastră, spuneți-ne acum ce hobby-uri aveți și ce vă place să faceți în timpul dumneavoastră liber, care bănuiesc că este limitat, dar totuși cu siguranță vă place să faceți ceva care să vă relaxeze. Așa. Da, nu pot să zic că am niște hobby-uri spectaculoase. Am încercat mai multe lucruri, într-adevăr. Neputând să mă ocup prea mult de un anumit hobby și să-l duc până la capăt, am trecut la altul, preferând să mă ocup de zona profesională mai mult. Asta dar ca hobby-uri, normal, călătoriile sunt importante pentru mine, pentru că
poți să cunoști oameni, culturi noi, vezi lucruri diferite, ai de învățat. Este foarte important să înveți din tot ce întâlnești și să analizezi ce ți-e util ție și ce se poate potrivi. Și am colecționat multe lucruri de-a lungul timpului, de la timbre, la... Sunteți un colecționar. Săbii, da, săbii speciale, luate de la castele, deci... Mi-a plăcut să colecționez diverse lucruri în anumite momente, dar nu pot să zic că am avut o continuitate foarte mare asupra lor. Au fost momente în care mi-au plăcut niște hobby-uri care s-au schimbat de-a lungul timpului. Dar nu pot să zic că am avut un hobby. Cititul, cărțile, deci petrec foarte mult timp când pot, când am timp liber, citind. Da, și văd aici o tablă de șah, bănuiesc că vă place să jucați și șah. Înainte de filmare da. Mi-ați spus că vă place să faceți și sport. Da, e un sport, dar sportul de întreținere, normal, care trebuie să-l facem cu toții ca să nu greunăm sistemul de sănătate ulterior la pensie. Deci nu-l vedeți ca pe un hobby, le vedeți ca pe niște lucruri normale. Ca o necesitate. Da. Inclusiv șahul, până la urmă, e o necesitate. Uneori trebuie să te poți rupe de tot. Dacă nu poți să meditezi, unii recomandă meditația. Dar nu e ușor să ajungi la nivelul în care să meditezi și să te rupi, mai ales că ești în toată problematica din jur care este, îți dă un nivel de agitație și atunci ai nevoie de niște momente de ruptură ca să poți să mai te liniștești. Te, nu știu, ieșiți în parc sau, nu știu, faceți diverse lucruri, poate, nu știu dacă mergeți cu bicicleta, dar vă întreb că poate mergeți, sunteți aici într-o zonă. Da, sigur, mergem cu bicicleta, adică cea mică, de fapt, ne stimulează mai mult și ne dictează activitățile de timpul liber, așa încât ne subordonăm ei. Este foarte important. Vreau să vă întreb acum dacă v-ați întâlnit cu dumneavoastră la vârsta de 18 ani, când eu consider că este un moment critic pentru fiecare persoană. Ați avea ceva să-i spuneți sau poate și-a dorit să facă anumite lucruri și pe care dumneavoastră, cel de acum, nu le-ați îndeplinit și a zice, uite, aș putea să fac asta sau... Nu, pe 18 ani înseamnă că era în 1986. Atunci tocmai mă pregăteam să dau la facultate. Păi deci obiectivul principal era să intru la facultate. Dar poate își doream, nu știu, să fie altceva. Îmi doream să călătoresc, de exemplu, atunci, chiar în 85 sau 86, da, vreau să plecăm în Republica Democrată Germană și ajunsesem la tren și... Ne-au ridicat pașapoartele că cineva ne-a zis că am vrea să rămânem în RDG, care nu era RFG, rămânem în RDG și nu ne-a mai lăsat să plecăm. Și poate de asta îmi și place să călătoresc mai mult, pentru că au fost momente în care nu puteai. Deci i-ați spune că o să călătorească. Ce altceva i-ați mai spune? Să învețe de la ceilalți, să asculte tot și să ia ce e mai bun pentru el. Pentru că asta e cel mai important, adică să nu crezi că tu știi tot. Cu toate că de multe ori, cred că multă lume consideră că, mai ales făcând management de deja de vreo 25 de ani, ajungi probabil să ai un comportament mai de șef. Dar e foarte important să asculți și să înveți și să iei ce zic ceilalți. Dacă nu te îmbunătățesc continuu, o să ajungi la o limitare. Și... Deci asta trebuie ori, ea spune, învață tot timpul, ascultă-i pe ceilalți și urmează exemplele bune. Cred că astea sunt niște sfaturi pe care chiar și eu aș putea să le iau și pe care cred că ar putea să le ia și cei care ne privesc. Vreau să vă întreb acum, pentru că ne-ați zis că vă place să citiți, care este cartea dumneavoastră preferată? Sau cartea pe care o parcurge și o răspăiți acum în acest moment? Deci, cartea preferată poate a fost Quo Vadis de Senkevici. Dacă urmăriți conferințele care le organizez, în general ele au poartă numele de Quo Vadis. Când eram la Institutul Bancar, era o conferință cu Quo Vadis privind partea de securitate și management informatic. Acum avem manual la Institutul de Studii Financiare Quo Vadis în asigurări la începutul anului. Deci acesta a fost un roman care mi-a plăcut mult. V-a marcat în vreun fel din moment ce ați ajuns să dați și numele? Nu, în general, deci Quo Vadis arată foarte clar că tot timpul trebuie să cauți. E că n-ai soluții și soluțiile vin pe parcurs și trebuie să ai și o luptă. Și, în general, cărțile istorice îmi plac pentru că, cum se zice, nu înveți din istorie, dar totuși ai putea să înveți dacă le citești cum trebuie. Deci măcar să nu facem aceleași greșeli. Da. Oricum le facem și prezent uneori arată lucrurile astea. Exact.
Într-adevăr, muntele este locul în care putem să ne regăsim și putem să ne rupem așa de tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne reculegem, ca să zic așa. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviul de astăzi. Eu m-am simțit extraordinar. Sunteți o gazdă minunată. Plăcerea a fost a mea, oricând, cu cea mai mare plăcere. Și mă bucur că am reușit să vedem dincolo de imaginea pe care o aveți dumneavoastră ca fiind una de sine stătătoare, nu dură, dar sunteți așa, o persoană care ascundeți multe în spate, deși la prima vedere fiecare cred că are partea lui și important e să vezi omul într-adevăr. Și când în bancă, de exemplu, erau oameni și îți dai seama la team building-uri, în momente de relaxare, că sunt și oameni, nu sunt mașini. Și atunci schimbi percepția rapid și încerci să te adaptezi, chiar dacă trebuie să fii uneori probabil mai dur, că asta este meseria. Ai niște obiective de îndeplinit și trebuie atinse, dar numai cu oameni le atingi și fără ei nu poți să faci nimic. Adică singur n-aș fi făcut niciodată nimic. Eu mă bucur că asta reușim prin emisiunea noastră, să descoperim și oamenii din spatele profesioniștilor, pentru că și dumneavoastră sunteți un profesionist în ceea ce faceți. Și să vedem că, într-adevăr, suntem oameni, că avem griji, că avem lucruri prin care am trecut, poate mai bune sau poate mai rele, dar care ne-au făcut oamenii de astăzi. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Să rămână!